Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți alături de noi la Radio Vocea Evangheliei București. Astăzi vin în atenția dumneavoastră cu o emisiune specială, una în exclusivitate. Am mai făcut, dar cu ocazii rare în cadrul acestui post de radio, emisiuni în memoriam și de data aceasta avem o nouă emisiune mai specială și vrem să celebrăm o viață dedicată lui Dumnezeu, o viață dedicată semenilor, științei, societății, bisericii, familiei și emisiunea de astăzi se intitulează In Memoriam Raluca Ianchis. A fost o viață scurtă, Dumnezeu a avut alt plan cu ea și am vrea, în ediția de astăzi, prin invitații de seamă, pe care îi vom prezenta imediat, să îl onorăm pe Dumnezeu, să evocăm câteva clipe din viața celei care a fost Raluca Ianchiș, soție, mamă, cercetătoare, științifică și soră în Biserica Domnului. Însă, Până uh, afla mai multe detalii, dați-mi voie să vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră. Îi spunem uh, un bun venit în emisiunea noastră domnului prezbiter Mihai Mocanu, tatăl Ralucăi, tată a cinci copii, frate credincios, uh, un slujitor al Domnului. Ne bucurăm că sunteți cu noi și că ați acceptat această invitație. Vă mulțumesc pentru invitație. M-aș fi bucurat să fie în alt context. Dar, așa este viața și trebuie să acceptăm, într-un final, voia Domnului. Vă mulțumesc. Într-adevăr, nu noi suntem cei care suntem stăpâni pe viață și Domnul rămâne suveran. Ne pare rău, nu e o bucurie nici pentru noi că facem un astfel de material. Ne-am fi dorit să discutăm altceva. Însă am vrea și în contextul acesta, așa cum am spus, să îl lăudăm pe Domnul și în același timp să apreciem viața fiicei dumneavoastră, care a fost o viață dedicată lui Dumnezeu și o viață trăită la maxim. Mm. Și vom intra în emisiunea noastră în câteva detalii. De asemenea, alături de tatăl Ralucăi, avem un invitat de seamă, special, este primul mentor, a fost primul mentor în activitatea științifică a Raluca. E Raluca a lucrat ca și cercetător științific la Institutul ice din București. Ne bucurăm că împreună cu noi este domnul doctor inginer Andrei Sârbu, fost șef al, al instituției. Vă mulțumim că sunteți cu noi și că ați acceptat invitația noastră. Da, mulțumesc. Șef de departament, nu de. Al întregii instituții, că pe urmă se poate interpreta. Sigur, mulțumim pentru aceste clarificări. În necrologul care a fost citit cu ocazia înmormântării, am ascultat câteva cuvinte frumoase și am preluat de acolo o frază pe care aș vrea să o readuc în atenție. Se spunea în acest necrolog. Raluca, un om autentic, un creștin adevărat, o prietenă de nădejde, un suflet cald și altruist. ne E foarte greu să vorbim la trecut și atât la serviciu de privei cât și la mormântare s-au spus foarte multe lucruri frumoase. Am avut și eu ocazia să o cunosc în persoană și să colaborez așa puțin. Vorbim la timpul trecut. Însă, domnule Mocanu, ca tată, aș vrea să încep așa cu dumneavoastră. Știu că ați mai spus câteva cuvinte și cu ocazia serviciului de priveg. Cum a fost Raluca, așa ca și copil în familia dumneavoastră? Cum vă amintiți dumneavoastră de în primii ani ai copilăriei? Dacă dumneavoastră vă este foarte greu să vorbiți la timpul trecut, vă dați seama cum este mie să vorbesc la timpul trecut despre la Luca. Acum trei luni mergea pe bicicletă la servicii. Sper să nu mă, să nu încep să plâng pentru că lucrurile s-au desfășurat așa cu o viteză uimitoare. Pot să spun, acum trei luni mergea pe bicicletă la biserică. A fost o fire sportivă? Da, da, da. Îi plăcea muntele, îi plăcea să călătorească. Dar vedeți dumneavoastră, o boală ascunsă, o boală parșivă, aș putea spune, necruțătoare. Nu afli de ea decât atunci când nu mai ai ce să mai faci. Și a repus-o, probabil și sub influența, eu știu, poverilor vieții pe care le-a avut în ultimii 10 ani, dar ce să spun, ca și copil, o să spun că a fost un copil ascultător. Un copil docil. Fără a fi subiectiv, a fost un copil cu minte. Un copil care știa să-i facă pe ceilalți copii să se joace. Un copil plăcut, inventa jocuri și capta atenția celorlalți copii. Apoi avea o memorie extraordinară. Nu trebuia să-i spună să învețe ceva de la școala duminicală. Era prima care învăța versete din Sfânta Scriptură, le memora, prima care memora cântecelele care se încântau la școala duminicală, poezioarele care se spuneau. A fost un copil model din toate punctele de vedere. Dar încet, încet a crescut și slavă Domnului că a crescut frumos. Și înaintea oamenilor, și înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să nu remarc faptul că rolul cel mai mare în educația ei l-a avut mama ei. Și pentru Raluca, și pentru ceilalți copii ai noștri, care toți au fost niște copii ascultători și deosebiți și credincioși. Încă de mică îi plăcea să ajute mama la treburile casnice, mama ei o numea mâna ei dreaptă. Apoi, acolo unde era nevoie, Acolo era Raluca. A fost de o modestie extraordinară. La curățenie, la mătură, la mop, la bucătărie, era o gospodină extraordinară, ce pot să vă spun. Făcea niște prăjituri și cred că și colegii din institut au, au simțit gustul, apreciat. au apreciat-o extraordinar de mult. De nu asemenea... doar pentru asta, o să vedem, dar da, am înțeles, da, am auzit în da, povestiri da, de genul ăsta, că da, era foarte da. dedicată în zona aceasta a, 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 da. culinară. Da, apoi era foarte responsabilă. Dacă era nevoie să plecăm noi undeva, să cumpărăm ceva, să lipsim un sfert de oră, jumătate de oră, că fiind cinci copii nu puteam să lipsăm foarte mult singuri... Uh, lăsam pe ceilalți în grija ei și ea avea mare grijă de ceilalți. Ea a fost Era a doua? În siguranță, da. A doua, a doua după Andrei. cei cinci După Andrei, Andrei, da. Da. Se implica, Era sora mai mare. Sora mai mare, da. Se implica în toate activitățile bisericii, se implica în activitățile cu surorile, la nivel de biserică, la nivel de comunitate. Ce pot să vă spun? Mi este foarte greu. Mi este foarte greu să vorbesc despre ea la timpul trecut. Da. În uh, contextul acesta, cumva să facem trecerea uh, și către uh, colegul noastră de platou, da. tot uh, fiind uh, la dumneavoastră, uh, v-aș întreba cum uh, a fost evoluția ei spre cariera aceasta? Ce a determinat-o să se îndrepte spre da. uh, chimie, spre cercetare? Totul a început în clasa a nou. A făcut liceul la Ioneculce, undeva sectorul 1, lângă primăria sectorului 1. A început clasa 9, primul trimestru corigent la chimie. Wow! Al doilea trimestru corigent la chimie. Apoi, diriginta a venit acasă la noi să vadă în ce condiții stă, să vadă ce se întâmplă. E adevărat că locuiam într-o casă atunci destul de micuță, o cameră mare de 4x4 în care stăteau copiii, și un hol, un antreu, o cămeruță mai mică, unde stăteam eu și soția, bucătărie, baie, toate destul de micuțe. Și diriginta a spus, nu o să reușească. Nu o să reușească să ducă liceul până la capăt. Soția mea a avut o discuție cu Raluca. Raluca i-a spus din ce cauză se întâmplă ce se întâmplă. Nu o să spun acum din ce cauză, Soția mea a înțeles lucrul acesta și a făcut câteva meditații la chimie. trimestrul 3 a și-a revenit. Și a revenit, a trecut. Apoi a mers întins așa până în clasa 12-a, după care a început să-i placă chimia. Și a urmat examenul la facultatea de chimie în cadrul... Politehnici. Politehnicii București Facultatea de Chimie a învățat extraordinar de bine cu bursă de merit toată facultatea. Și asta a determinat și pe celelalte fete mai mici pe Iulia, pe Magdalena să-i urmeze, urmeze, urmeze exemplu și ele tot la fel. au urmat facultatea Frumos. tot cu bursă de merit și așa a prins drag de chimie. I-a plăcut i-a plăcut să se implice foarte mult și Așa a început viața ei. Și o carieră în doar. zona aceasta. Da, și o carieră, mai ales că s-a angajat la ICECHIM. Acum bănuiesc că domnul Alexandrescu poate să continue să spună mai Andrei multe Sârbu. despre Așa, da. Andrei Sârbu. Da, da. Mulțumim mult pentru aceste detalii, chiar nu le-am știut și poate de aici să legăm. S-a dedicat slujirii altora, să știți. În ultimii 10 ani s-a dedicat slujirii altora. Asta a fost Raluca, pentru așa om, cum să nu vezi și o lacrimă. Îl slăvim pe Domnul pentru modul minunat în care O viață frumoasă, dar foarte, foarte scurtă. Foarte scurtă, da. Doare. Mulțumim. Domnule Andrei Sârbu, uh, am aflat cumva din uh, detaliile acestea de culise. Uh, poate cineva ar fi spus uh, ce șansă după, eu știu, uh, corigențe, după uh, atâtea ratări, uh, să devii un cercetător ilustru în zona aceasta a chimiei. Uh, I-ați fost primul ei mentor. Uh, cum ați ajuns să lucrați cu Raluca? Ce amintire aveți uh, uh, din relația pe care ați avut-o cu Raluca? În anii aceia de început, după ce ea a terminat facultatea, se forma ca și cercetător. În primul rând, aș vrea să vă dau o explicație la transformarea ei din corijentă în cercetător de renume. Chimia are o caracteristică. Dacă nu înțelegi elementele de bază ale chimiei, și unul dintre ele este valența, atunci nu poți să faci nimic. Mulțumesc. Ori acea perioadă de câteva uh, semestre în care ea n-a uh, înțeles au fost după aceea clarificate de meditator, da, care i-au deschis ochii, i-au arătat care este uh, chestia de bază a chimiei, valența. Tot așa cum la matematică este adunare. Deci dacă știi adunarea, după știi mulțirea, știi împărțirea, știi... Se leagă unele, altele. De ah, deci trebuie să știi un element de bază. În chimie este valența. În momentul în care înțelegi valența, după aia totul devine simplu și uh, încep să, începe să-ți placă. E ca în orice meserie. Dacă înțelegi despre ce e vorba, sau și în sport, dacă înțelegi, după aia începe să-ți placă. Uh, cum a venit ea la noi? Deci uh, în... Uh, după uh, 1989, toată cercetarea a avut un, o cădere foarte mare, în special datorită căderii industriei. Uh, ICECHIMU era un institut de cercetare aplicativă. Noi lucram foarte mult cu industria. Căzând industria, am rămas oarecum în aer. Ați rămas fără obiectul da. muncii. Ar fi fost bine să avem un director care să dorească să. Fac trecerea asta, că era clar nevoie de o trecere. Nu mai mergea cu industria, trebuia să găsim alt drum. Să aducă proiecte noi? Din păcate, nu am avut un asemenea director. Și el nici nu era doctor, motiv pentru care nu îndrăznea să se ducă pe la somități sau pe la aia, să nu cumva să-și aducă aminte că el nu e doctor și atunci să atunci să-l schimbe. Și din cauza asta, noi am, am, decăzut, am decăzut, au plecat toți, toate fetele și am rămas un, un grup de oameni. În 2004, în fine, după multe încercări și după ascundere de acte și de nu știu ce, am fost în fine declarați Institutul Național. Ceea ce însemna că vom începe să primim o finanțare de bază. Până atunci nu aveam nimic. În momentul acela, eu și cu colegul meu, Dan Donescu, care era, el era directorul departamentului, eu eram director ajunt al departamentului, am zis în momentul ăsta trebuie să refacem institutul. Și Dan a zis, zice, da, și trebuie să luăm tineri, că uite, la Petru Poni, la Iași, Bogdan Simeonescu, actualul academician, angajează tineri și să știi că merge foarte bine. Zic, bine, Dane, hai să încercăm și noi atunci această, această metodă. Și ne-am adresat prietenilor noștri, noi avem niște foarte bune cu Catedra de Chimie Macromoleculară de la Politehnică și cu celelalte catedre din Politehnică, de la Chimie, și am rugat să ne dea niște niște tineri de foarte bună calitate, pentru că nu poți să începi cu unul slab. Trebuie niște. Și ei ne-au recomandat, eu am luat o Luca, Mocanu, Dan în Donescu arată o Luca. Omoghi. Deci două luci au venit la noi. Din prima zi în care ea a venit, am și pus-o la treabă. Aveam așa mare nevoie de cineva, pentru că eram doar două, eu cu o colegă și cu o tehniciană, aveam nevoie de un tânăr, de cineva cu care să... Și din prima zi am pus-o la treabă. Din prima zi a răspuns. A fost o fată extraordinară, foarte foarte răzbătătoare. Adică îi dai ceva să facă o rezolvă. Descurcăreață. O rezolva și o rezolva foarte bine. A, a surprins asta mai avut-o după aia și cu alți tineri, care nu credeam că... Deci eu cred că trebuie să ai foarte multă încredere în tineri. Nu e... Chestia pe care unii o au... Asta că e tânăr, nu e bună. Trebuie să le dai responsabilități să-l dirigezi. Pentru că ei au o foarte mare vitalitate și pot să rezolvă. Deci în situația asta a ajuns ea la mine. Eu nu prea aveam bani. Încă situația era foarte proastă. critică. Și atunci cu colega mea, cealaltă, care era de vârsta mea, chiar mai mare cu trei ani, am zis să facem un felul următor. Ne luăm din salariul nostru și îi dăm ei ca să-și ia salariul pentru că altfel pleacă. Un tânăr, dacă nu-i dai salariu, pleacă. E clar. Noi Ați făcut un sacrificiu. Am făcut un sacrificiu. Uh, și uh, salariul totuși nu era mare. Adică la nivelul ăla era de 10 milioane în, 1900, uh, în 2004. Uh, și, dar era un salariu destul de bunicel. Tot acceptabil. Uh, acceptabil, exact. După vreo șapte luni de zile, șapte luni de zile, colegul meu, Dan Donescu, care a aplicat pentru un proiect european, a zis, gata, a intrat un proiect european. Ce facem acum, zice? O mai ții luca, Uite, eu pot să-i dau dublu salariu. Și am zis, da, eu nu pot să-i spun fetii să nu ia salariu dublu. Zice, și plus de asta o să facă doctoratul cu mine, am stagii de primire în străinătate. Zic, cu drag, noi eram oricum prieteni și eram cam același colectiv. Adică sărbam zilele împreună, eram colective gemene, să zicem. Practic, Atunci acela -a, a fost mutat... momentul de lansare, rampa de lansare. Da. Atunci ea a trecut în acel, în acel proiect uh, european uh, și a făcut un doctorat de foarte bună calitate și încet, încet a parcurs toate uh, treptele de la ACS, eu am, o angajasem ca asistentă de cercetare, astfel încât din 2004 până în 2015 a ajuns la maxim la CS1, adică profesor universitar, că sunt aceleași criterii la cercetător științific principal gradul 1 și profesor universitar, sunt aceleași criterii. La 34 de ani ea era deja profesor universitar. Și nu numai că era profesor universitar, dar era pe drept, adică avea o asemenea activitate laborioasă, multe articole și multe uh, lucrări făcute, uh, este, pentru noi a fost foarte mare dacă toți suntem pe zona aceasta a realizărilor eu am mai citit câteva din ele dar poate e bine așa pentru ascultătorii noștri să punctați dumneavoastră așa câteva din realizările ei, acum îmi pare rău, vorbim la trecut iar a fost o fire foarte modestă da. noi în mediul evanghelic și mulți mi-au zis acum nici n-am știut ce uh, capacitate a fost și da, ce uh, cât de uh, înțeleaptă și inteligentă și ce realizări extraordinare a avut. Era Nici eu ca nu le-am știut pe toate. Nici dumneavoastră. Era foarte modestă. Nu îi plăcea să se laude, uh, îi plăcea să facă și să se vadă ce a făcut. Nu Să o laude alții, nu să se laude ea. Deci asta, asta a fost unul din lucrurile care mi-a plăcut foarte mult la Raluca, modestia. De la început a fost de o modestie formidabilă. Niciodată nu, nu spunea, eu vreau să fac aia. Cum ziceți dumneavoastră? Facem așa, facem așa. A venit cu propuneri, dar nu în sensul de a zice, nu, ce spune dumneavoastră, nu e bine. Și asta a ajutat. -o. În ceea ce privește realizările ei, în cei foarte puțini ani, totuși, din 2004 până în 2024, în 20 de ani, a reușit să publice 51 de articole de foarte bună calitate, dintre care jumătate sunt scrise de ea, 25 de articole. Sunt foarte puțini dintre oamenii de știință, pentru că se scrie în grup. De obicei, o lucrare se face în grup. E foarte dificil acum să mai fie un chimist singur. Este cu o echipă. Dar ea avea talentul ăsta de a extrage esența și i-a permis să scrie, să redacteze acele articole. Bine, erau corectate de Dandonescu, de Bine, de ceilalți. Supervizate, dar, da. Supervizate, dar este foarte... Este ce mai greu lucru este să, să scrii articolul, draftul de articol. Primul, prima formă. Pornește ideea. Că după aia se cizelează. Dezvolți, da. Dar ca să poți să pui datele, e... să le așez pe o coloană vertebrală și să dea o chestie coerentă, asta este lucrul cel mai greu, că trebuie să adun toate datele din jur. Ea avea capacitatea asta, de și scria. Scria ușor. Am văzut că a obținut premii naționale, internaționale, da. medalii. A, obț a obținut, am să vă dau așa ce, ce medalii a avut. A avut medalia de aur la Salonul de Invenții Proinvent Cluj-Napoca în, în 2022 și medalia de argint la salonul de invenții Euroinvent Iași 2023 pentru cererea de brevet, compoziții și procedeu pentru obținerea hidrogenului compozite pe bază de polizaharide naturale și aplicația lor în procesul de imprimare 3D. Știți că ăsta e un procedeu foarte modern. Exact. Asta cu procedarea care seamănă cu, cu, printarea normală pe hârtie, numai că e în relief și atunci poți să faci piese, poți să faci obiecte. Și ea vrea să facă chestia asta din hidrogeluri. Asta este unul dintre brevetele ei foarte importante. A mai obținut un premiu internațional pentru tineri doctoranzi în Nanobio Europe în 2008 la Barcelona, în Spania și un premiu la Emerging Technologies in Material Engineering în București, în 2021, cu lucrarea, sinteza și caracterizarea hidrogelurilor reticulate verzi. Deci, pentru o tânără, noi o considerăm o continuare tânără, o activitate prolifică, o activitate foarte importantă și poate că ar trebui să menționez aici, că deja devenise mentor. A avut, a avut una dintre fetele care a terminat doctoratul, a fost pe baza modelului meu să conducă ea însăși un, un doctorat, neavând dreptul, pentru că cei de aici echip nu au dreptul a condus doctorat, în, cum se spun, în cotutelă cu un profesor din facultate, dar ea, de fapt, la fața locului, ea a condus acea teză de doctorat. Eu am fost în comisia acelei teze și pot să vă spun că a fost o lucrare foarte bună de a Adică a preluat de la noi și aveam mari speranțe că va continua. Era unul din vectorii importante pentru viitor, pentru formarea viitorilor tineri. Că așa este. Exact cum spunea domnul Mocanu despre ea că se ocupa de surorile mai mici. Probabil că tot de aici i-a venit chestia să se ocupe de tineri și să-i formeze ea așa cum și ea la unde ea a fost formată. Da, avea o fire maternă și așa spun mai toți care au cunoscut, avea un spirit uh, protector, să ajute, să uh, era empatică, să uh, sprijine, să uh, fie de folos, să uh, cumva dea o mână de ajutor când era nevoie. Uh, suntem așa pe final de emisiune, prima această parte, trebuie să vă spunem, uh, stimați ascultători, că o să mai avem în partea a doua alți invitați, însă pentru prima această parte a emisiunii aș vrea domnule Andrei Sârbu să ne spuneți așa cu ce amintiri frumoase sau ceva care v-a marcat din viața Ralucai, iar pe tatăl Ralucai, domnul Mocanu, nu știu, o întâmplare, un eveniment din familie care, eu știu, pot să vă rămână așa împregnat așa și ca reper pentru dumneavoastră din ce a fost Raluca în familia dumneavoastră? Vă spuneam despre faptul că toată facultatea a avut bursă de merit. Ei bine, din prima bursă de merit a venit acasă cu un buchet mare de flori pentru mama ei și cu un platou de prăjituri. A fost Sunt de mulțumire. O... Da, da, da. Dar este o amintire care îți seamănă că nu o uit. Da, mulțumim. Emoțiile sunt mari, într-adevăr. Noi dăm slavă Domnului pentru că a fost o viață care a lăsat în urma ei un model, o traiectorie frumoasă, și pentru noi, ca oameni, e greu să înțelegem de ce Dumnezeu a ales altfel, așa cum spunea domnul Andrei Sârbu. Uh, avea o viață încă înainte din punct de vedere uman și științific încă ar mai fi făcut poate multe lucruri uh, folositoare, utile științei societății, însă uh, domnul uh, a ales altceva și uh, nouă nu ne rămâne decât să uh, credem că planul domnului este mai bun. Domnule Andrei Sârbu, ceva care a rămas așa, ca un reper, ca un moment frumos în memoria dumneavoastră? Păi, cred ca să vă spun prima chestie care m-a impresionat. Era, după vreo două, trei săptămâni la noi în, în colectiv. Cum am spus de la început, a intrat în, în focuri. Adică a spus în, cercetare, o în, plin. în cercetare în plin, în traducere, în scriere de... Referat de lucrări și așa mai departe. Și la un moment dat a venit la mine și mi-a spus, domnul Sârbu, știți, eu vreau să vă spun ceva. Eu sunt dintr-o familie numeroasă. Suntem foarte mulți, banii sunt puțini în casă. Și eu, în timpul facultății, ca să mă țin, am lucrat la o familie, să fac curățenie. Și. Și acum eu mă duc să lucrez. Îmi puteți permite să plec o oră mai devreme, miercurea, ca să mă duc la familia respectivă să lucrez. Deci era inginer. Era la un institut de renume. Și nu a pregetat să-și ajute familia. Să, să facă ceva în plus ca să poată să-și ajute. Pe mine, o asemenea, un asemenea mod de gândire m-a impresionat profund. Pentru că. Mulți oameni caută să fufileze, iar nu. Ea vrea să muncească și să câștige pe drept ceea ce poate. Bineînțeles că după aia n-a mai fost cazul că ei s-a mărit leafa și nu știu ce, dar modestia asta a ei mi s-a părut extraordinară. Da, și altruismul, și uh, dorința asta de, de a fi uh, de folos și familiei. Uh, științei, iată, biserice, și o să vedem în partea a doua cu domnul pastor modul în care și la biserică și în slujire s-a evidențiat. Noi mulțumim domnului pentru astfel de oameni și e lucrarea lui. Dumnezeu este cel care schimbă, transformă caractere, schimbă oameni, schimbă destine. Noi vrem să fim recunoscători și să lăudăm pe Domnul pentru o astfel de viață Amin. trăită cu folos. Amin. Chiar dacă a fost scurtă, înaintea lui Dumnezeu a contat faptele și contează așa ca pentru fiecare dintre noi ceea ce facem da. și cu ce plecăm de pe această lume. Domnule Mocanu, domnule Andrei Sârbu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc multă binecuvântare și uh, sănătate, uh, și vă mai așteptăm. Acum, uh, poate cu alte subiecte, mai, cum să zic, mai uh, frumoase, sau, în fine, nu că acesta nu ar fi, dar uh, e dureros când vorbești de la trecut și uh, când uh, evidențiem ceva, și ne-am dorit să nu fi avut un astfel de aloc niciodată sau. Da, suntem, suntem aici și, încă o dată, apreciez foarte mult că v-ați făcut timp să ne evidențiați, așa, câteva crâmpe. Timpul nu ne ajunge să evidențiem așa o viață, dar, înaintea lui Dumnezeu, toate rămân, cum să spun, înregistrate așa. în evidența lui. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim și aș vrea să-i spun Evei fata ei să știe că a avut o mamă extraordinară și atunci când face ceva să se întrebe oare i-ar place mamei ce fac eu, atunci o să meargă pe drumul bun. Doamne ajută! mulțumim! Doamne ajută. Stimați ascultători, aceasta a fost prima parte a ediției noastre, o ediție specială în memoria am Raluca Ianchiș. Ne-am bucurat să i-avem împreună cu noi în studio pe tatăl Raluca, domnul Mocanu Mihai, prezbiter în Biserica Baptistă Nădejdea din București, tata cinci copii. De asemenea, pe primul ei mentor, domnul doctor inginer Andrei Sârbu, în partea a doua a emisiunii, care va fi difuzată în săptămâna următoare, am vrea să avem alți invitați, o să vedeți despre cine e vorba și vom continua să evocăm câteva momente importante din viața celei care a fost Raluca Iancheș. Sunt Daniela Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire aici, data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!